care ar fi principiile când amenajăm o locuință sau când amenajezi tu, de fapt, o locuință? Bună, păi în primul rând aș ține cont să fie pe stilul clasic, să fie lucruri care nu se demodează, lucruri statement. Și tu apoi poți veni cu accesorii cromatice, poți veni cu tot felul de accesorii pe care să le poți schimba în timp, fără să trebuiască să scoți toată casa afară și să o bagi la loc, fără să strici foarte mult. Perne, draperii, accesorii mici. Trucuri, de exemplu, pentru un spațiu mic care să pară mai mare? În primul rând oglinzile, în al doilea rând culorile deschise, cremuri, pasteluri, pasteluri, cremuri, pasteluri, cât mai deschise să fie culorile, chiar alb, să nu ne fie frică de alb. Nu este spital și nu transmite spital. E ceva fresh, mie albul îmi inspiră fresh, nou și curat. În 2023 ce este la modă? Asta cu ce este la modă este o chestie atât de relativă. Mie mi se pare că ce este la modă și arhitectură și vestimentație și design este ce-ți place ție și ceea ce te face să te simți bine. Iar când vine vorba de arhitectură și de amenajări, ce te face să te simți acasă? Că dacă ție îți plac toți pereții negri, trebuie să-ți găsesc o formulă să-ți fac toți acei pereți negri și te simți bine acasă. Pentru că acasă e un sentiment, nu e doar un loc. La ultimul interviu îmi spuneai că locuința ta arată ca un hotel de 5 stele. Ce are special? În primul rând confort și în al doilea rând aș zice minimalism. Și chestii excentrice. Găsim o baie complet închisă în sticlă. Nu vrei să știi cât am demolat pentru baia respectivă. Tavan aparent de beton care poate părea rece pentru o locuință. Și ce să zic, sentimentul ăla că vin acasă, e bine. Și știi ce mai este important? Cromatic și estetic poate să arate bine amenajarea, dar mie mi se pare că și mirosul pe care l-ai în casă trebuie să completeze perfect amenajarea. Difuzoarele acelea speciale și aromele sunt anume tipuri de arome care îți transmit un sentiment foarte plăcut. La tine în locuință ai apelat și la principii din asta de Feng Shui pentru armonie? Nu cred în așa ceva, nu știu, mi se pare așa un, nici nu știu cum să zic, o furtună într-un pahar cu apă. Lucrurile sunt mult mai ample și mult mai vaste decât să te bazezi pe niște principii nedemonstrate din punctul meu de vedere. Schimb un pic registrul și vreau să-mi povestești un pic despre emisiune. Cum se desfășoară? Cât timp filmați pentru o ediție pe care o vedem noi pe post? Păi, ceea ce transmitem noi și timpii pe care noi îi transmitem în fața voastră la televizor sunt reali. Este foarte mult de muncă, se muncește foarte mult și, dragii mei clienți, nu ne mai cereți imposibilul, pentru că la voi nu putem să muncim peste 12 ore. Suntem oameni, dar la televizor și pentru Visuri la Cheie trebuie să demonstrăm că suntem mai mult decât oameni. Suntem acei magicieni care aduc soarele pe strada tuturor, celor care au nevoie de noi, bineînțeles. Ați terminat filmările? Nu, mai avem. Încă filmăm. E mult de muncă. Mai avem de vizitat încă 3 familii. Și o să vă prindă iarna cu noi la televizor. În fiecare miercuri de la 21:30. Păstrezi legătura cu vreo familie care i-ai amenajat locuința? Da, din fericire mulți ne scriu și ne transmit imagini, ne transmit felicitări de onomastice câteodată. E o bucurie când vezi că oamenii apreciază și întrețin munca pe care tu ai depus-o, pentru că, oameni buni, noi muncim fizic, dăm și cu mătura dacă este nevoie, ca totul să arate perfect când vine familia la predare. Care a fost cazul care te-a impresionat și care... Nu știu, când a văzut rezultatul final, a fost mult peste așteptări. Toate poveștile sunt deosebite și toate poveștile au ceva special. Nu poate să-ți placă ceva mai mult sau mai puțin, dar și impresionează și îți cer un anume nivel de energie pe care trebuie să-l drămuiești, pentru că fiecare și toți în parte au nevoie de energia pozitivă pe care noi inspirăm oamenilor. Toate sunt impresionante, nu pot să aleg. E ca și cum mai pune să aleg între negru și mai mult negru și puțin negru, ceva de genul. N-ai cum. Ultima întrebare. Spune-mi, de ce ți-ai ales această meserie? Din dorința de inedit, din frica de a nu mai toci, pentru că m-am hotărât cu 6 luni înainte de admitere, vroiam să dau la drept înainte, m-am pregătit toată viața să dau la drept și am zis, eu nu sunt făcută să fiu procuror, eu nu pot să stau într-un birou 8 ore, eu trebuie să fiu independentă, trebuie să creez și trebuie să las ceva frumos în urma mea.
Așa am ajuns eu arhitect.